nu-mi pare rău că am venit. Poate peste 10-20 de ani aș vrea să mă întorc. Eu, pot sincer, nu știu dacă aș vrea să mă mai întorc. Deci mă cert, te mai întoarce în India. Nu știu dacă m-aș mai întoarce. Nu știu, e așa o experiență. O dată poate merită. Poate după câțiva ani o să fie dor. Sada nahi pyar tha mera, bin shart ka ikrar tha tera, beintha koshish kari maine, kismat pe palna sala. Salutare dragilor, bine v-am găsit din India. Am întors aici. Așa mult ne-a dus lipsă această țară minunată cu acești oameni minunați. Bine v-am găsit, începem vlogul din Mumbai, unul dintre cele mai mari orașe ale Indiei, o capitală a business-ului de aici, o metropolă, un adevărat mega city. Și după cum vedeți, acum luăm orașul, prima impresie așa despre acest oraș. Îl luăm la pas, cum v-am obișnuit, și vă arătăm și vouă ce găsim pe aici. Mama, cel nu mai este, dar apare, ia uitați-l. Vedeți și voi viața locală într-un cartier din ăsta mai... Într-un cartier, așa e tot, peste tot. Am ajuns ieri seară și ia uitați, trafic, tuk-tukuri. Aici un fel de piață, dacă puteți vedea. Doamnele curăță. Frumos. Ia uitați ce fain struguri am găsit aici. Astea din aia fără sâmburi, dacă știți. Toate culorile, tot felul. Kiwi, mere. Ce părere aveți despre această destinație? V-ați așteptat să venim din nou în India? Nu vom sta chiar foarte mult, dar vom sta și vom explora împreună cu voi. Dar cum v-am obișnuit, lăsăm imaginile să vorbească de aici, din India. În stânga mea e Marcel. Marcel, îți place că te-am adus din nou în India, țara ta preferată? Da, îmi place foarte. Așa mult și-o dorit. Să știți că orașul ăsta seamănă foarte mult. Da. Seamănă cu Delhi, dar nu prea însă tuk-tukuri aici, din ce am observat, sunt mai mult de taxiuri. Și după aici, în dreapta, plin de tuk-tukuri. Aici chiar râs, nu știu. Haosul ăsta așa cam tipic. Cam aceeași populație ca și Delhi, cam 20 ceva de milioane, da, de locuitori. 25 de milioane. Se bat așa pe locuri, ba e unul sus, ba e celălalt, dar cred că e mai dens populat decât Delhi, adică sunt mai mulți locuitori pe metru pătrat. Da, pentru că nu prea unde se extinde și atunci o să vă arătăm, sunt blocuri din astea super imense, zgârie nori cu 30 de etaje. Ei se dezvoltă în sus. Na, acolo în Delhi nu era chiar așa, erau mai mici, căsuțe, mai na. Și uite, bănânuțe putem ne luăm. Da. Așa e în orașele astea imense. Oameni peste tot. Da. Și astăzi e și sâmbătă. Uite, haide astea.
Deci, cum vă zis, Marcel, e super aglomerat și foarte dens populat. Au și un fel de dealuri, munți așa foarte mici. Ah, interesant. Ce am văzut eu din avion, știți, de sus. Așa de jos nu am văzut munții, dealurile. Aici ce se întâmplă? Avem și plajă urmă. Da. Poți să mergem și la plajă. La plajă, în slip, în curul gol, frumos. Până acum n-am ajuns la o plajă ninja. Da. Am venit... Și numai noutăți în India. Noutăți, rămâneți cu noi, dați un like, un subscribe, cățelușii. Muzică. Și aici, în orașul ăsta, în Mumbai, se văd foarte mari diferențe. Cum se numesc? Rămășițe ale dominației britanice. Mult mai multe decât în Delhi. Aici sunt mult mai multe. Tot felul de clădiri cu arhitectură britanică. Dar și alea vi le vom arăta.